De ce cred în revelația progresivă? Uneori, cei care critică Scriptura uită principiul revelației progresive. Revelația ulterioară înlocuiește revelația anterioară. Dumnezeu nu revelează totul deodată și nici nu stabilește întotdeauna aceleași condiții pentru fiecare perioadă de timp. Prin urmare, unele dintre revelațiile sale ulterioare vor înlocui declarațiile sale anterioare. Criticii Bibliei confundă uneori o schimbare de revelație cu o greșeală. Greșeala este însă cea criticului. De exemplu, faptul că un părinte îi permite unui copil foarte mic să mănânce cu degetele pentru ca mai târziu să-i spună să folosească o lingură nu este o contradicție. De asemenea, părintele nu se contrazice nici dacă insistă mai târziu ca acel copil să folosească o furculiță, da, nu o lingură pentru a-și mânca legumele. Aceasta este o revelație progresivă. Fiecare poruncă fiind adaptată pentru a se potrivi circumstanțelor particulare în care se află o persoană. A fost o vreme când Dumnezeu a pus la încercare rasa umană interzicându-i să mănânce dintr-un anumit pom din grădina Edenului. Această poruncă nu mai este în vigoare acum, dar revelația ulterioară nu contrazice această revelație anterioară. De asemenea, a existat o perioadă sub legea mozaică în care Dumnezeu a poruncit ca animalele să fie sacrificate pentru păcatul oamenilor. Cu toate acestea, din moment ce Hristos a oferit jertfa perfectă pentru păcat, această poruncă din Vechiul Testament nu mai este în vigoare. Și în acest caz, nu există nicio contradicție între ultima și prima poruncă. De asemenea, atunci când Dumnezeu a creat rasa umană, El a poruncit ca aceasta să mănânce numai fructe și legume. Dar mai târziu, când condițiile s-au schimbat după potop, Dumnezeu a poruncit ca ei să mănânce și carne. Această schimbare de la statutul de ierbivor la cel omnivor este o revelație progresivă. Dar nu este o contradicție. De fapt, toate aceste revelații ulterioare au fost pur și simplu porunci diferite pentru oameni diferiți în momente diferite din planul general de răscumpărare a lui Dumnezeu. Desigur, Dumnezeu nu poate schimba poruncile care au legătură cu natura sa neschimbătoare. De exemplu, din moment ce Dumnezeu este dragoste, El nu poate porunci să-L urăm. De asemenea, El nu poate porunci ceea ce este imposibil din punct de vedere logic. De exemplu, să oferim și să nu oferim pentru păcat o jertfă în același timp și în același sens. Dar în pofida acestor limite morale și logice, Dumnezeu poate da și a dat revelații progresive necontradictorii, care dacă sunt scoase din contextul lor adecvat și juxtapuse unele cu altele, pot fi făcute să pară contradictorii. Totuși, aceasta este o greșeală la fel de mare ca și aceea de a presupune că părintele se contrazice atunci când îi permite unui copil să stea treaz mai târziu în noapte pe măsură ce crește. Cei care cred că au descoperit o greșeală în Biblie nu știu prea multe despre Biblie, dar știu prea puține despre ea. Acest lucru nu înseamnă, desigur, că înțelegem toate dificultățile din Scriptură, dar ne face să credem că Mark Twain, de exemplu, avea dreptate când a ajuns la concluzia că nu partea din Biblie pe care nu o înțelegem îl deranja cel mai mult, ci părțile pe care le înțelegea. De aceea cred ceea ce cred.